colegilor mei, echipa mea, care m-a însoțit în această campanie electorală. Sunt foarte mândru de ei. A fost o campanie electorală susținută, în care am cuprins aproape toate ariile din Craiova. În al doilea rând, vreau să vă informez faptul că sunt pe drum parte din procesele verbale, din rezultate. Căutăm să le centralizăm cât se poate de repede, să avem un rezultat în paralel și pe care să vi-l comunicăm pentru a putea fi comentat. În acest moment nu avem informații complete pentru a se putea crea o impresie cu o notă generală. Rămânem la părerea că o campanie electorală trebuie să dureze o lună de zile, că alegerea primarului trebuie să fie în două tururi, nu într-un singur tur. S-a văzut faptul că foarte mulți craioveni nu au știut că avem alegeri în Craiova și acest lucru va trebui evitat în dățile viitoare. Ca atare, vom căuta Partidul Național Liberal să facem demersurile necesare și să accelerăm toate demersurile legislative pentru alegerea primarului în două tururi respective. Cam atât am, deocamdată avem de comentat. Pe măsură ce vin din rezultate, o să vă informăm și pe dumneavoastră.